Halloween în Sovina. De mult, tare de mult, când oamenii erau mai tineri decât sunt acum și tu nu te născusești, era o credință puternică în Sovina, că împreună putem înfrunta cea mai mare furtună și că împreună putem învinge orice monstru sau fantomă. Fantome? Oamenii împreună alergau fantomele? Chiar, tata mare? Au făcut-o micuțul meu Tito. Asta a fost de mult. Tatăl tău mare era un tânăr bărbat, iar tatii tău era un băiețel ca tine. Wow! Da, fiule, Sovina, acest oraș pe care îl știi pe casa ta a fost unul dintre cele mai prospere cartiere. Oamenii aveau mereu grijă unul de altul, fiind fericiți și nobili. Oamenii costumați în fantome, dansând și zbenguindu-se, alungând spiritele rele. Tata mare avea dreptate. S-ar crede că este poveste de Halloween. Dar stai, povestea nu e doar despre Halloween. Este despre Halloween-ul Sovinei. Ce? De asta sărbătorim Halloween-ul? Da, desigur. Credeam că în fiecare an, pentru o noapte, morții umblă pe pământ. Deci, toți ne-am costumat în fantome ca să-i speriem. Sovina sărbătorea Halloween-ul nu numai pentru a alunga spiritele rele, ci și emoțiile rele și negative din inimile noastre. Din inimile noastre? Da, lipsa umanității, a înțelegerii, toate acestea nu sunt decât emoții negative din interiorul nostru. Oh, era o vreme când toți cei din Sovina credeau în această poveste și credeau în ei înșiși. Dar apoi, ce s-a întâmplat? Fantomele muntelui. Tata mare povesti cum fantomele muntelui le-au ars recoltele și au luat animalele oamenilor. Au venit în orele întunecate ale nopților și le-au distrus liniștea. Tot ce a rămas mereu în urmă a fost sculptura pe care astăzi Sovina o cunoaște drept Spiritul Furios. Oamenii începuseră curând să ofere culturi, haine și bijuterii pentru a-i calma furia. Indiferent cât îi dădeam, niciodată nu era suficient. Așa, am decis să-i dăm mai mult de jumătate din banii noștri și mai mult de jumătate din ceea ce produceam la fiecare 3 luni. Și în final, prăpădul a încetat. Dar oamenii din Sovina au rămas cu foarte puțin. După ce i-au dat partea spiritului furios, nu a mai rămas nimic. Aceasta a dus la sărăcie în oraș. Și oamenii începură să devină nerăbdători și luptau să-și facă rostul. Au încetat să-și sărbătorească iubitul lor Halloween și au rămas mereu supărați unul pe celălalt și pe ei înșiși. Hai acum, mama ta trebuie să te caute. Și tatăl tău deja crede că te răsfăți spunându-ți toate aceste povești. Haide, să mergem acasă. Tito locuia cu părinții săi și cu bunicul său, tata mare, într-o casă mică. Tata mare era una din cele mai bătrâne persoane din Sovina. Spunea adesea povești despre Sovina spre a-și inspira nepotul să lupte pentru casa lui. Seara, după cină, Tito a ieșit la plimbare cu câinele lui, Strawberry. Poate fi asta adevărat, Berry? Era Sovina așa de fericită? Și dacă da, de ce nu poate fi și acum? Hai înăuntru, fiule! Aproape se întunecă! Tito și-a luat câinele înăuntru, încuind bine ușile și ferestrele, ca în fiecare noapte de ani de zile. Căci în orice noapte, fantomele puteau să apară. Nu era un moment stabilit ca ele să devasteze orașul. Oamenii din Sovina dormeau cu frică noapte după noapte, așteptându-se la ceva rău, ca ferma arsă a cuiva sau vite dispărute. Și după aproape 2 săptămâni de liniște, acea noapte a fost...
Nu, recolta mea, recolta mea! Tata mare fugea cu familia sa să vadă ce s-a întâmplat. Și acolo era prietenul lui, ferma lui Bernard. Ferma mea, ferma mea! Ofrandele noastre au plecat regulat. De ce arde această fermă? Tată mare, uită-te la această hârtie! Trimestrul ăsta ai oferit mai puține produse decât aștepta. Bernard a spus că nu a putut să semene culturi, căci nu a avut bani să cumpere semințele. Dar oamenii din oraș erau supărați. În schimb, toți începură să țipe la el. Cum îndrăznești să oferi mai puține produse? Ferma mea e lângă ta. Dacă focul mi-a stricat recoltele din cauza ta, să nu ne luptăm între noi. Să oferi mai puține produse nu e o problemă. Fantomele acestea sunt... Tata mare are dreptate. Eu zic să părăsim orașul chiar acum. Ce? Ce? Aici am crescut eu și familia mea. Dar îmi ajunge. Nu mă mai pot lupta cu voi toți și cu aceste fantome. E mai bine să plec și eu. Nu a contat cât a încercat tata mare să convingă oamenii din Sovina, dar părea inevitabil. Atunci e hotărât. Nu știu despre voi, dar la 2 zile după Halloween voi părăsi Sovina pentru totdeauna. Nu știu despre voi, dar nu vreau să mai trăiesc aici. Voi părăsi și eu Sovina după Halloween. Dar tata mare, dacă oamenii părăsesc Sovina... Atunci Sovina nu va mai exista. A doua zi, Tito era foarte tulburat. Nu știa ce să facă și la cine să meargă. Tata mare deja își pierduse speranța. Sovina nu va mai fi, Berry. Stai, ce a fost zgomotul ăla? Acesta e magazinul lui Rudy? Stai, Strawberry, nu! Fugind după câinele său, Tito a intrat în micuțul magazin. Lovi cu umărul sacul de cărbune și își înnegri cămașa. Iu! A șters repede cu mâinile, dar asta i-a înnegrit mâinile. Grozav! Și a aterizat în butoiul cu făină. Tito s-a ridicat și a scos butoiul și și-a șters fața cu mâinile înnegrite. Privi înainte și văzu că Strawberry lingea făina de pe podea. Atât Tito cât și câinele lui erau acoperiți cu făină din cap până în picioare. Chiar atunci... Și spre surprinderea lui Tito, fantoma a fugit. Ce a fost asta? S-a speriat fantoma de mine? Tito s-a gândit bine și veni cu un plan. A doua zi, tata mare a convocat o întâlnire cu toți din oraș. Nu v-am chemat aici ca să vă opresc să plecați. De fapt, nu v-am chemat deloc aici. Copiii voștri au făcut-o. Tata mare are dreptate. Știm că nu vreți să mai rămâneți aici. Dar ce ziceți de noi, copiii? Știm că frica de aceste fantome este reală, dar avem o unică mică dorință. Pentru ultima dată să sărbătorim cu toții Halloween-ul Sovinei. Acesta va fi ultimul festival al casei noastre. Să mai sărbătorim o dată! Ultima oară! Locuitorii orașului ezitau să sărbătorească împreună orice festival, dar au fost nevoiți să cedeze cerințelor copiilor lor. Toți au fost de acord de dragul copiilor. Vă mulțumesc tuturor! Mai avem doar o cerință. Vom ieși din casele noastre exact la ora 11 noaptea fix. Au acceptat toți și au plecat. Țineți minte! Trebuie să ne asigurăm că toți arătăm ca niște fantome și că fiecare membru participă la festival. Să meargă planul nostru, Tito! Lasă pe mine! A venit noaptea. Pe drum nu era țipenie de om. Dar apoi... și îndată ce ceasul bătu 11... Sovina
Sovina sărbătorea Halloween-ul. Toți se costumaseră în cele mai bune ținute fantomatice, arătând terifiant. Așa rău încât fantomele s-au speriat. Stai! Aceste fantome vorbesc? Căci nu sunt fantome! Am realizat asta în ziua când am văzut acea fantomă în magazinul lui Rudy. Serios! Ce fantomă spune? O fantomă care de fapt e un hoț! Și astea, hoți! Nouă ne era teamă de acești clovni! Cum îndrăzniți să ne distrugeți recoltele? Trebuie să plătească! Nu, copiii au sunat deja la poliție. Sunt infractori și justiția va face ceea ce trebuie făcut. Nu târziu a venit poliția și i-a luat pe hoți. Au fost pedepsiți pentru infracțiunile lor. Oamenii din Sovina i-au mulțumit lui Tito și prietenilor săi, hotărând să nu-și lase casele. Au înțeles cât de important era să rămână împreună și că unitatea lor a ajutat la prinderea hoților. Lucrau împreună și curând au prosperat. Onoarea Sovinei era refăcută. Halloween-ul Sovinei a fost sărbătorit cu entuziasm în fiecare an. Victoria îndepărtării fantomelor a devenit o moștenire care a rămas pentru totdeauna în Sovina. Și copiii din Sovina au învățat că cele mai înfricoșătoare fantome sunt cele care zac în noi.